Bună dimineața, iubirea mea! Școlarul meu, ce faci? Bună dimineața, dragilor! L-am luat pe Marc de la școală. Astăzi a avut ore de la ora 8 până la ora 10. Cum a fost ziua ta? Ți-a plăcut? Da. Da? De dimineața am avut așa emoții mai mari decât ieri. Dar dă mânuță la mama. A fost bine. Și mă bucur. Mâine nu o să mai plâng, nu, că nu mai avem. Păi, nu știu, tu să-mi spui. Mai plângi mâine? Nu știu. Nu știi? Păi trebuie să-mi spui nu. Că dacă tu îmi spui că nu, eu sunt bucuroasă și o să plec cu inimioara împăcată, da, așa? Plec cu inima tristă. Uite, are și e cu son la gât. Măi, mărcuț, măi, ești lăbuț tare, nu stă hăinuțelulea pe tine deloc. Trebuie să încep să mănânci mai bine. Are momente când mănâncă mai bine, are momente când nu. Chiar dacă facem acea cură cu Nick Vorm și cu vitamina C, nu prea are rezultat. M-am întâlnit și cu alți colegi, cu Delia, dar numai când altă clasă. Da, pe fiecare copilaș a picat... Și cu Denis. Cum au fost repartizați. Și cu Denis. Și cu Denis? Da. Selena a terminat și ea școala, a avut același program de la 8 la 10. Mergem să luăm mașina, o sunăm să coboare, Selena e la altă școală, nu mai este la aceeași școală, exact ce vă povesteam, 04 se face unde e Marc, 58 unde e Selena, Selena e mai aproape de casă. Bravo, Marc! Mergem să o luăm și să mergem să cumpărăm niște tricouri, niște bluze albe și pentru ea, pentru că eu știam că nu trebuie să mai aibă uniformă în clasele 5-8. Ai văzut? Ți-a plăcut la pauză? Sună clopoțelul? Da. Când intrăm în pauză și când ieșim din pauză. Da, și-mi place, știi cum sună și ăsta. Da. Așa că... Că vii tu. De anul acesta s-a dat o lege că trebuie să aibă și uniforma și va trebui să mergem să cumpărăm și o fustiță sau două bleu-marin. Da. Și doar la când va avea sport, atunci va trebui să meargă în training. În rest, ia să așezăm. În rest trebuie să meargă în uniformă și ea. Stai că scad pantalona și aici. De puțin timp am ajuns și noi acasă. Voi pune niște ciorbă la încălzit. Aseară n-am reușit să vă mai arăt ciorbica. Se făcuse deja târziu și am vrut să închei filmulețul. Apoi voi face niște budincă din semințe de chia și fulgi de ovăz. Da, bingo! Ce spui tu acolo? Iar apoi vă voi arăta fustița Selenei. Până la urmă am cumpărat o cămășuță albă până vom găsi tricouri și bluze polo, pentru că nu am mai găsit deloc. Era stoc epuizat în toate magazinele pe care am fost. Singura șansă ar fi să comand online, doar că nu știu dacă voi nimeri, nu știu, mărimea. Selena când cumpără ceva trebuie să probeze neapărat. Fie că e pantalon, fustiță sau bluză, tricou, ceva de genul, pentru că nu îi se potrivesc. Da. Și Bingo se vede în oală ca într-o oglindă și stă și vorbește. Păsăric mic? Păsăric mic? Ce spui tu acolo? Da. De se pup? Ia zi Bingo! Bingo! Dar vorbește și ce vreau eu, nu doar ce vrei tu. Bingo! Unde-i Selena? Stai că acum e în lumea lui. Unde-i Selena, mama? Unde-i Selena? Unde-i Selena? Unde-i Selena? Merge la Selena? Unde-i Selena ta? Da? Sele! Sele! Selena! Gata. Cred că e necesar să mai pun niște semințe de chia. De data aceasta am făcut o cantitate mai mare, dar voi mânca și eu. Du-te. Pentru că îmi place și mie foarte bună această budincă. Și trebuie să ajung la BBT. Să cumpăr lapte Alpro de ciocolată și de vanilie. Neapărat să încerc și cola de vanilie. A văzut că Selena are nectarină. Ia, dă-i și lui.
Haide să-ți dau. Du-te la Selena, hai. Du-te la Selena, du-te. Așa. I-a dat ce i-a dat, dar ăsta vrea să mănânce în continuu și Selena vrea să meargă în cameră. Ia-l cu tine. Nu că face prostii, roade caietele. Păi știu, roade caietele. Face numai prostioare pe acolo. Gata. Mie mi-aruncă produsele de make-up pe jos. Lasă-mă! Bingo, așa. Și aș vrea să încerc budincă din semințe, adică din semințe, cu semințe de chia. Văzusem ceva pe TikTok cu smeură. Smeură proaspătă sau smeură congelată și arăta foarte, foarte bine acea budincă roz și sunt sigură că și gustul e unul foarte bun. Să mai pun câteva semințe. Și în cazul în care e nevoie, voi mai adăuga. Cam în 10-15 minute se poate consuma. Sunteți în care fac de seara să avem dimineața și sunteți în care fac și las așa la frigider pentru, nu știu, câteva minute, 10 de minute, ore, depinde. Am niște zile foarte încărcate. Imediat este 1:30. Trebuie să mă apuc să-mi strâng prin casă, să bag la spăla, să-mi termin treburile. Da. Da, bingo. Pășăric. Da. Haideți să vă arăt ce am luat. Și avem această cămășuță din Sinsei cu un material destul de grosuț. Aveau mai multe feluri de cămăși, doar că acele erau foarte subțiri și foarte transparente. A costat 65,99 lei. Aprobat-o și îi vine foarte, foarte bine. Din Oșan am luat 2 tricouri pentru sport. Selenei plac tricourile mai largi. Aș fi vrut să iau măcar un L, doar că nu avea, așa că am luat 2 mărimi XL. Și a costat 18 lei bucata. Aici avem fustiță, am luat-o de la galeriile de lângă Orizont, galeriile Kronstadt, pentru cei care sunteți din Brașov, și a costat 85 de lei. La început a probat o fustiță cu elastic în partea de sus, aia mi-a plăcut mai mult că nu avea fermoar, fermoarul ăsta o să-i dea bătăi de cap, cum mi-a dat și mie și cred că cum de la toată lumea, se prinde materialul, pentru că fermoarul nu e ceva așa extraordinar, ceva calitativ. Mi-aduc aminte că și eu când aveam uniform aveam această problemă, chiar și Selena a întâmpinat această problemă de-a lungul anilor, dar asta este. Și a luat-o pe aceasta până la urmă, pentru că cea cu elastic era foarte, foarte dreaptă, nu era așa ca asta, drăguță. Și aia era drăguță, dar nu ca și aceasta. Și am mai avut niște caiete, caiet muzică, caiet biologie, caiet studențesc și 2 dosare. Asta este de la cămașă și bonul de la fustiță îl am în portofel. Mă doare capul de simt că îmi plesnește, de nu mai pot de durere, nu știu ce se întâmplă cu mine în ultimele zile. Adică în mare parte am idee, sunt la acea perioadă pe care o avem femeile lunar și este posibil să fie și de acolo, deși nu prea am întâmpinat așa dureri mari în perioada menstruației, dar probabil cum înaintăm în vârstă și ne schimbăm de la lună la lună, de la an la an. Trebuie să mă apuc să strâng prin casă pentru că nu am reușit decât vasele, am golit mașina de spălat, am băgat alte vase, am strâns că am păpat ciorbă. Este 3:20. Mă apuc să bag la spălat. Dau cu aspiratorul, cu mopul, să văd dacă reușesc să fac și cura la baie, pentru că ieri am avut o zi foarte, foarte încărcată. Selena a plecat cu mai mulți colegi la un magazin de aici din cartier să pună coperți la manuale și la caiete, pentru că manualele sunt diferite, mai înguste, mai înalte, mai mici, mai pătrate, mai cum sunt.
Este 3:20 și dacă mă credeți, eu nu am reușit să strâng patul la dormitor. Nu mă gândeam că o să am zilele atât de încărcate și să mă simt atât de încărcată și să simt că mă lasă puterile, să pur și simplu să nu reușesc să fac ceea ce mi-am propus și nu neapărat că ceea ce mi-am propus, ceea ce trebuie. Pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le punem la punct, lucruri care sunt importante. Mașina este plină cu rufe, coșul este plin cu rufe, normal ar fi trebuit să bag ieri, doar că nu am reușit. Trebuie să vin să strâng puțin și pe aici și să șterg oglinda asta, pentru că mi-o murdărește Bingo de fiecare dată. Selena și-a lăsat așa puțin învraște pe aici, o să vină și o să le strângă. Trebuie să strâng și la griuț. Să-i pun mâncare, pentru că nu am reușit. Nu știu dacă vi se pare ciudat sau nu, dar pur și simplu nu am reușit. Și aici, bineînțeles că trebuie să vin să strâng, am reușit doar să rabatez geamul. În rest am plecat și am lăsat așa. Zilele trecute le-am făcut curat la hăinuțe. Le-am pus hainele de vară în spate și hainele de toamnă-iarnă le-am adus în față. Deci, merg să bag la spălat, vin să aranjez patul, mă apuc să dau cu aspiratorul, să văd dacă reușesc să dau puțin și cu mopul, pentru că la 3:20, 3:30, nici eu exact nu știu. Să merg la grădiniță să iau doi copilași, să stau cu ei până vine mămica lor de la muncă. Este 3:15, iar eu trebuie să mă mișc ca un titirez. Voi sta cu ei până pe la 5:30, cam așa. După care voi veni, trebuie să gătesc, să le pregătesc pachetelul, să-i bag la baie și, bineînțeles, alte treburi pe care le voi lăsa neterminate. Deci am niște zile foarte, foarte încărcate. O să pun lucrușoarele astea la locul lor. Am pierdut și punga. Așa. A, bine, griuțul oricum mai are ceva mâncare. Nu vreau să credeți că nu mi-a păsat de el, că m-am axat pe altceva. Dacă era să nu aibă mâncare, bineînțeles că veneam să-i dau și lui ceva să pape, nu plecam așa. Dar oricum, trebuie să vin să-i strâng, să-i pun mâncare proaspătă, pentru că mâncare i-am pus aseară și în fiecare zi îi pun dimineața și seara mâncare proaspătă, îi schimbăm apa. Așa că hai să mă mișc ca un titirez, am pierdut punga asta aici. Dar nu cred că reușesc eu cam în, nici nu știu... Fără un sfert, nici nu știu dacă să plec la și 20 sau și jumate din casă. Habar nu am, nu știu. Cred că voi pleca pe la și jumătate și să am aproape 45 de minute la dispoziție să fac măcar patul, aspirator, mop, nu știu că mai vine vorba, pentru că durează destul de mult să le pun pe toate la punct. Trebuie să bag și la spălat. Trebuie să-mi bag și telefonul la încărcat, pentru că nu mai am baterie. Bună, Marc! 7:15, am ajuns acasă pe la 6 fără ceva. Am băgat a treia tură de rufe pe ziua de azi, aș mai avea încă două ture și am golit coșul. Bine, aproape este gol, dar am câteva hăinuțe care sunt mai sensibile și trebuie băgate separat. Am terminat curățenia în baie, am dat cu aspiratorul, am dat cu mopul. Am finalizat curățenia la baie, aici sunt eu, ruptă, obosită, de nu mai pot. Mi-am spălat păhărelele de la periuțe și de la pastele de dinți, trebuie să le pun înapoi și le pun la locul lor. Am spălat și ligheanul, am pus mopul cu niște deropudră și niște clor. Și trebuie să-mi cumpăr o altă găleată cu mop. Această găleată este bună, nu s-a stricat, dar s-a stricat coada mopului, așa că îmi voi cumpăra o altă găleată cu totul, pentru că nu se găsește separat. Mopul acesta îl voi lăsa până mâine dimineață, îl las așa în detergent și în clor și se face ca și nou. Mă bucur că am terminat curățenia la baie, îmi stătea pe cap, deci întotdeauna când trebuie să fac ceva îmi stă pe cap.
Și abia atunci când mi ies toate treburile, mă simt așa bine. Și cred că mai sunteți la fel ca și mine, să aveți așa niște pitici pe creier. Mi-a căzut și mie periuța, asta e periuța mea. Marca are periuțele de dinți. Am pus-o aici pentru a nu cădea să se strice. Dar nu îl mai încântă. Nu vrea să se mai spele cu ea în ultima perioadă. Am pus-o de câteva ori cu această broscuță, dar este foarte grea periuța și are acel suport. Dar Bingo de obicei vine și îmi dărâmă tot ce este pe aici. Până și cremele astea mari. Le ia și le aruncă cu ciocul. Și cremele astea mici și cu siguranță ar prinde și această periuță și ar arunca-o și pe ea. La noi a început să plouă. Fix când am vrut să o duc și eu pe Mini la plimbare, a început ploaia. Vedem dacă se oprește. Nu-i place să meargă pe ploaie. Bine, nici mie nu-mi place, doar că eu mă bag sub umbrelă, la ea e problema. De azi a anunțat ploaie și am văzut că am aproape prin toată țara va ploua. Mâine la noi s-au anunțat 21-22 de grade. Și săptămâna viitoare văzusem ceva pe internet, știu că e adevărat, o să avem vreo 15-16 grade în timpul zilei. Deja începe să vină frigul ăla. La noi la munte o să trebuiască să dăm drumul la căldură mult mai devreme decât în zona de câmpie. Așa că ce să facem? Ce să facem? Asta este situația. Aici au mai rămas doar 3 floricele. 3 floricele. Cade polenul. Mă mir că n-are treabă Bingo cu aceste floricele să ciugulească din ele. Să scutur eu ăsta puțin. Înainte de a mă apuca de curățenia în baie, am dat cu clor în chiuvetă. Trebuie să o iau să o clătesc. Clorul și gelul de la Domestos îmi place foarte mult cum face chiuveta. Zici că este nouă. Cu orice aș încerca eu, cu Cif sau cu acea pastă de la Ajax, sunt bune și acestea, și crema Cif și pasta aceea de la Ajax, doar că, de exemplu, curăță ce se murdărește de la anumite oale sau, nu știu, negreală, că se face negreală și se vede urât, le curăță, dar nu curăță chiuveta atât de bine cum o face clorul și Domestosul, deci cel puțin gelul de la Domestos îmi place mult cum curăță, nu-mi place mirosul. Nu-mi place mirosul clorului și al Domestosului. De fapt, îmi place cum miroase, doar că sunt sensibilă în privința asta și mă ia durerea de cap și mi se face rău. Dar îmi place întotdeauna să simt acel miros de după clor. Se simte mirosul acela curat. Și ăla îmi place. Dar da, dacă așa sunt eu mai sensibilă și nu suport anumite mirosuri, clor, anumite parfumuri, eu mă ia durerea de cap de la ele și așa mai departe, nu am ce să fac. Și aici miroase atât de bine, așa totul a curat. Chiar dacă dau cu clor pe chiuvetă, bineînțeles că folosesc și aceste soluții, Cif cremă, pudra Ajax, care mi s-a terminat de câteva zile și trebuie să-mi cumpăr din nou. Și acelea mă ajută și la spălatul oalelor. Și îmi place foarte mult cum curăță chiuveta atunci când se murdărește cu ceva past roșie de la bulion sau cu negreală de la anumite vase și așa mai departe. Trebuie să-i pun lui Marco pufarine, că a venit a nu știu câte oară să-mi zică, dar eu m-am luat cu treaba, așa că o să mă spăl pe mâini, Marco, am umblat cu clor și o să-ți pun pufarine. Bine? Poftim! Pufarinele astea cu cacao sunt foarte bune, dar cred că au avut în afară de cacao și ceva banane. Ah, da! Banane și ciocolată.
Am simțit eu ceva aromă de banană, dar nu eram sigură. Am zis, poate că mi se pare mie și de fapt e cu vanilie. Ce face păpușa lui mami? Ce face fata? Ce face minișorul? Ce face fata? Ai supărat așa? Vai, vai, câtă supărare o avem noi când nu mergem tai-tai. Of, of, ne-am pus picior peste picior. Păsăric! Păsăric, bingo! Ce faci? Abia aștept să mă bag în pat. Abia aștept să dorm. Trebuie să mă duc să-mi fac rutina de seară. O să mă schimb în niște pijamale, niște haine lejere, pentru că sunt îmbrăcată în blugi și blugii mi se par cei mai incomozi. Dar sunteți în care mă îmbrac pentru că îmi plac ca și pantalon, dar nu tot timpul mă simt bine în ei. Trebuie să-mi fac rutina de seară, să bag copiii la baie, să le pregătesc pachetelele și cred că le voi pune câte un actimel, sandwich, lui Marco să-i fac sandwich cu parizer, Selene o să-i fac sandwich cu unt și cu salam uscat, pentru că aici fiecare după preferințe. Și probabil o să le pun câteva feliuțe de măr, deși mărul se face destul de urât. Bine, mărul aș putea să-l pregătesc mâine de dimineață repede, că acolo durează mai puțin. Chiar și sandwich-ul durează mai puțin să-l faci, adică nu durează mult, poți să-l faci și dimineață, doar că mie îmi place să pregătesc pachetelul de seară, să-l bag în frigider, mai ales că este vorba despre parizer, salam, mezeluri, așa că orică stă felia de salam în rudă sau parizerul la fel, orică stă în sandwich, pentru mine tot una este. Este o diferență atunci când faci sandwich și pui zacuscă, când faci, nu știu, poate pateu, când moaie pâinea, sau dacă pui vinete, chestiile acestea. Și mă simt eu așa bine, mă simt în siguranță, să știu că le-am pregătit de seară, că niciodată nu știi când poate nu sună alarma, te trezești cu întârziere, nu știu, pur și simplu ceva nu-ți iese și nu mai ai timp nici să faci pachetul, deși nu-ți ia foarte mult timp să faci un pachet, dar eu așa fac de ani de zile pachetul Selenei, îmi place să-i pregătesc și, de exemplu, în ultima perioadă facem budincă din semințe de chia cu fulgi de ovăz. Acel pahar mare pe care l-am pregătit să-l mâncăm amândouă, eu am luat doar două linguri și restul l-am mâncat ea mai devreme. Chiar m-am mirat că l-am mâncat pe tot, deci îi place foarte, foarte mult. Așa că nu știu cum să fac cu fructele. La fructe e problema, de exemplu mărul își schimbă culoarea sau sunt și alte fructe, așa că la măr aș putea să mă trezesc și să-l pun mâine dimineață, nu știu, habar nu am ce aș putea să fac. Chiar și nectarina cred că schimbă culoarea sau piersica, că piersica nu am, nectarină da, banana la fel își schimbă culoarea, așa că probabil că o să pun din seara asta actimel, sandwich, biscuite, ce pun eu acolo și să rămână fructul mâine de dimineață. Sunt dați în care copilul nici măcar nu are timp să își mănânce tot pachetul. Am auzit de la mai multe mămici lucrul acesta, chiar și de la Selena. Pauza este de la 10 fără 10 la 10 și 10, dar până se duc copiii, până merg la toaletă, până se spală, mai ales că sunt și micuți, chiar și Selena, fiind în clasa a 3-a, a 4-a, nu reușea tot timpul, chiar dacă puneam două sandvișuri sau îi puneam și sandviș și desert sau o gustare acolo, ceva, nu reușea să mănânce din tot, pentru că era așa totul pe grabă, mergeau la toaletă, mâncau, poate mai voiau să iasă și puțin afară, așa că nu știu dacă vor reuși să mănânce, mamă, dar ce-mi tremură mâna, nu știu dacă vor reuși să mănânce tot ceea ce le pun eu. Așa că vom vedea. Vom face un pachetel două în zile diferite, să vedem, și dacă nu reușește, nu o să stau să mai bat capul cu alte chestii. Pun acolo un actimel cu un pai, sticluța cu apă și eventual sandwich. Nu mai stăm cu gustare, cu biscuite și așa mai departe. Așa că trebuie să evităm în special dulciurile. Deși și biscuitele în categoria de dulce. Nu știi cum să faci și nu știi cum să procedezi, pentru că fiecare copilaș este învățat să mănânce în felul și în ritmul lui. Așa că este puțin mai complicat, puțin mai ciudat. Sunt de acord atunci când este vorba de o gustare, o ceva dulce, un jele, o ciocolățică, da, să sar peste și să nu-l pui, pentru că totuși copiii merg la școală și sunt niște reguli.
dar sunt copii care nu mănâncă mezeluri, sunt copii care nu mănâncă, nu știu, anumite lucruri și atunci tu poate ca părinte ești nevoit să-i pui total diferit, poate niște batoane de mozzarella sau poate niște patiserii, da? Poate tu vrei să-i cumperi copilului tău patiserie și să-i pui în pachetel să mănânce sau nu știu. Și e un pic așa mai ciudat pentru că lucrurile se bat cap în cap, nu știi cum să procedezi ca să faci să fie bine. Tu vrei să fie bine copilului tău, nu? Ca orice părinte vrea să fie bine copilului lui, dar în același timp trebuie să respecti și niște reguli. De exemplu, acum nu știu că procedezi bine la faza cu actimelul. Nu s-a zis nimic la chestiile de genul acesta, dar eu mă bucur din suflet că Marc mănâncă un sandwich și bea un actimel pentru că el, sursă de calciu, deși nu pot să zic că actimelul, mamă, conține, mamă, ce, nu știu câtă sursă de calciu, dar decât iaurturi sau decât brânzeturi, că el nu consumă brânză, iaurt, cașcaval și așa mai departe, mă bucur că consumă măcar acel actimel și din când în când câte o căniță cu lapte, cu Nesquik, cu orzo sau cu ce-i mai facem noi. Așa că vedem, o să-l trimit câteva zile să vedem dacă o să mi se atragă atenția să nu-i mai dau așa ceva. Bineînțeles că voi asculta pentru că sunt totuși niște reguli și trebuie să le respectăm, dar în același timp cred că copilașii sunt deja destul de mari, nu mai e ca la grădiniță că e în clasa mică, grupa mică, mijlocie, chiar și la mare, să zicem, acolo copilașii zic, păi și eu vreau din ala și eu vreau din ala, deja ei sunt mari, au unii dintre ei 7 anișori, deja împliniți, alții împlinesc, așa că mă gândesc că deja sunt destul de mari să înțeleagă că fiecare copilaș are gustarea lui, mâncarea lui, pachetul lui și nu trebuie să stăm să ne uităm ce mănâncă ăla sau nu știu ce. În cazul în care Marc vede la un alt copil sau alt copil vede ceva la Marc, atunci poate să-i spună mămicii, părinților, mami, de mâine îmi doresc și eu să-mi pui un actimel sau un biscuite pentru că am văzut la colegul meu. Nu cred că este cazul să se ia și să se certe între ei. Ceva de genul au zis părinții că cu siguranță vor vrea unul de la altul, dar nu cred că se va ajunge la acea situație pentru că ar fi culmea acum să stăm, ăla are un penar mai, poate mai frumos din punctul de vedere al unui copil. Și să mă duc să iau penarul sau să iau creionul, nu, ceva de genul ar fi și cu mâncarea. Copilul ăla poate are o bucățică de ciocolată, dar nu o să mă duc să o smulg din mână. La grădiniță, după cum am spus, este diferit. Acolo am văzut și eu fel și fel de lucru și atunci când am participat cu Marc câte o oră și ceva, două la grădiniță, mergeam zilnic cu el, timp de o săptămână sau două, nu mai țin minte. Și atunci, da, într-adevăr, am observat lucruri de genul că dacă copilul respectiv avea o jucărie sau dacă copilul respectiv avea o cărticică, începeau să se certe să meargă să smulgă lucrurile unul de la altul. Dar în situația de față este o diferență pentru că ei deja sunt mai mari, înțeleg, nu este nicio problemă dacă Marc vine acasă și îmi spune mami, am văzut la un coleg sau o colegă de-a mea că avea biscuite cu ciocolată, Eugenie. Pe mine nu mă deranjează chestia asta, eu nu am o problemă. Fiecare copil poate să vină la școală cu ce își dorește, cu ce mănâncă. Chiar era o mămică și a spus că de obicei copilul la micul dejun vrea să mănânce Nutella pe pâine. Deci eu nu aș avea nicio problemă că acel copil a venit cu Nutella pe pâine. Sau altă mămică a spus că copilul mănâncă cereale cu lapte. La fel, n-am nicio problemă, cu toate că nu cred că e permis la școală să te duci acum să stai să scoți castronelul, să spui laptele și separat din punguță sau dintr-o cutiuță să spui cerealele. Nu cred că se permite așa ceva. La budincă cu semințe de chia sau poate un iaurțel așa la cutiuță să scoți o lingură să-l mănânci sau l-ai tu poate deja într-o cutiuță special de depozitat. Asta e altceva, nu știu, nu mă bag. Dar nu am o problemă de fiecare ce mănâncă, ce aduce. Dar știți și voi că de obicei când intrăm într-un grup mare de copii, într-un grup mare de părinți, sunt niște reguli. Fiecare părinte își dorește câte ceva pentru copilul lui, binele lui și nu poți să stai să te înțelegi cu toți. Fiecare om e diferit, dificil. Unii sunt mai dificili, alții nu. Unul vine cu o părere, tu poate cu o părere și n-ai cum să te înțelegi, așa că din punctul meu de vedere, eu consider că fiecare copilaș ar trebui să vină cu pachetul pe care și-l dorește, pe care îl pune părintele și nu să stăm să facem chestii de astea că ăla are voie să mănânce sau ăla nu are voie să mănânce,
Pentru că poate sunt și copii care au alergii sau, nu știu, fel și fel de lucruri. Cred că ați înțeles la ce mă refer. Așa că voi testa câteva zile cu iaurtul ăsta Actimel. Dacă mi se atrage atenția, atunci mă voi conforma și îi voi spune lui Marc. Acele ore cât stai la școală, vei bea apă și sandwich-ul pe care ți l-am pus. Când vii acasă, consumi un Actimel, două, trei, câte vrei. Așa-i bingo. Deși nu am pățit aceste lucruri în trecut la Selena, decât o dată sau de două ori ne-a zis doamna învățătoare să nu mai vină copiii cu dulciuri pentru că se uită unul la altul sau ceva de genul. Nu mi-aduc aminte exact și nu vreau să vorbesc prostii, dar na, nu știi niciodată ce discuții poate să iasă, ce îi se pare unui copilaș și merge și spune acasă la părinte și atunci normal că se va... Se va anunța de o ședință și probabil sau se va posta pe grup și atunci trebuie să ne conformăm după anumite reguli. Cum, de exemplu, la Selena. Știam că nu trebuie uniformă din clasele 5-8. Bineînțeles că nu te duci dezbrăcat la școală, trebuie să te duci îmbrăcat, decent, curat și așa mai departe. Iar de anul acesta s-a dat o lege că trebuie uniformă. De aia nici nu m-am pregătit cu fustă, cu bluze și cu din astea, pentru că în anii trecuți am văzut la alți copii care erau din clasele 5-8 la noi, de exemplu, că aici am văzut la noi în cartier, fiecare mergea îmbrăcat cu ce voia, fetițele, dacă voia un fustiță, în pantaloni, în blugi, nu avea nimeni treabă cu ele, așa că... E bine că am rezolvat, am luat cămașa, am luat fustă, să mai rezolvăm și cu două tricouri polo și cu două bluze polo, pentru că Selena are probleme cu căldura, nu suportă căldura, ea nu e la fel de friguroasă ca și mine, așa că ea nu poate să aibă bluză polo și deasupra plovăraș sau... Uneori nu suportă nici bluza polo, deci ea pe timp de iarnă, de exemplu, ia un tricou și deasupra geacă, nu, ceva de genul e și Bogdan, ia tricou și geacă sau ia o bluză și vestă, așa e, ia ca tati ei, na, ce să facem, eu cu Marc suntem friguroși, avem picioarele reci, tălpile, mâinile suntem reci, ăștia la alți doi sunt călduroși, măcar suntem doi și doi. La noi e mai problemă atunci când trebuie să pornesc centrala. Nouă ne e frig, lor le e cald, trebuie să mai rabatăm câte un geam, trebuie să-l mai deschidem, trebuie să mai oprim căldura și să mă îmbrac mai gros, pentru că nu știi cum să procedezi și nu știi cum să faci ca să fie bine pentru toată lumea. Nu știu cum sunteți voi, dar eu de părere că mai bine să fie cald, eu, asta e părerea mea, mai bine să fie cald decât să-mi fie frig. În schimb, Bogdan, mai bine să-i fie frig decât să fie cald și cred că mulți sunteți la fel ca și el. Normal, ar trebui și eu să fiu așa, că atunci când îți este frig, te îmbraci și ai rezolvat problema, dar atunci când îți este cald, te-ai dezbrăcat, dar nu mai poți să te dezbraci și de piele. Așa că, da, cât este ceasul, doamne? 8 fără 20 imediat. Trebuie să gătesc. Nu știu ce. Adică, pentru Selena, fac cașcaval pane cu cartofi chips. Cartofi nici nu știu câți mai am. Dar oricum, pentru seara asta sunt. Mâine trebuie să ajung să cumpăr cartofi, lapte și ce mai e nevoie. Pentru Marc, nu știu. Eu de obicei mă adaptez așa după ei. La amiază am mâncat ciorbă și mi-am pus o lingură de smântână. Doamne, și a fost atât de bun. Bun, bun, bun. Doar că nu știu că și vouă vi se pare. La ciorba de perișoare, fie că e de pui, fie că e de porc, de vită, de ce e, deja... A doua, a treia zi, mie mi se pare că perișoarele schimbă gustul și prinde un gust din ăla destul de ciudat, mai ales la pui. Puiul e, deci mie carnea de pui mi se pare cea mai păcătoasă dintre toate. Se strică și se împute cel mai și cel mai repede. Așa că ciorba am mâncat, nu mai mâncăm. Nu știu, o să văd. Mă gândesc să văd ce o să mâncăm și noi. Pregătesc pachetul, rutina de seară, mă schimb, baie și abia aștept să mă bag în pat. Dar sunt sigură că o să mă apuce undeva pe la 9, 9 și ceva. Asta e în funcție de cum mă grăbesc eu, cum mă mișc. Și haideți totuși să vă arăt mostrele. V-am spus de ceva timp că am primit niște mostre de la cumnata mea și am primit și niște creme și niște seruri, varianta full size. Dar până atunci trebuie să-mi iau o gură de suc pentru că nu mai pot. Și astăzi am zis că o să-mi fac și o cafea rece, doar că n-am mai reușit. Nu știu cum e pe la voi, dar la mine sunt dăți în care n-am timp să beau... Mă, iar te-ai răhățit aici? Obraznicule! Dacă nu consum de-a șervețele umede și șervețele uscate cu maimuțoiul ăsta, o grămadă!
Vezi ce-ți rup eu ție urechile alea care nu ți se văd. Tia, uite cum l-am împrăștiat. Vezi ce-ți rup urechile. De pănos. Trebuie să vin cu un șervețel umed. Stai, minișor. Așa că revenind, câteodată nu am timp nici să beau cafea, o beau așa pe fugă. Astăzi am avut un moment în care mi-am pierdut pur și simplu, nu știu, echilibru, era să cad din picioare. Am avut așa o amețeală, dar așa dintr-o dată m-a luat așa brusc și chiar am vorbit și cu Bogdi și mi-a zis să am foarte mare grijă, pentru că în ultima perioadă, și nu neapărat în ultima perioadă, așa sunt de când mă știu eu mai, nu știu cum să zic, nu știu, vretnică, neastâmpărată, nu știu cum să zic, nu stau locului. Ce faci? Bine. Și sunt dăți în care mă epuizez prea mult. Așa că vreau să-mi propun să-mi fac timp și pentru mine, să-mi beau cafeaua liniștită, să mă uit la un serial sau la un film. Ce pentru că și Sally mă ceartă de multe ori. Deci, nu știu dacă mă credeți sau nu, nu este ca o laudă. Eu de obicei stau jos doar când mănânc. A, da. Când mănânc sau când sunt la volan. Toată ziua. Treabă. Când în dormitorul ăla mă găsești în alălalt. Deci, un pic, dacă am văzut acolo o pată, exact, ca un titirez, o pată, un pic de praf sau ceva, deja sunt cu cârpa. Zici că sunt nebună și cred că sunt un pic bolnavă. Mai am de scos, eu aici țin un prosopel pentru că mi se udă de la apă și mi s-a făcut mobila foarte urâtă și trebuie să scot tot ce acolo și prosopelul și să-mi spăl și partea asta de sub scurgător. Și scurgătorul ăsta l-am băgat de vreo 3 ori la mașina de spălat și mi l-a făcut ca și nou. Este din Ikea, eu l-am luat cu vreo 8 lei sau 10 lei la vremea aia, acum l-am văzut parcă la 11 sau 14 lei, chiar vi-l recomand, e foarte, foarte fain. Și mai am de făcut partea asta. Și mama, dacă vede o firmitură, deci uite cum e așa, deci deja vine cu mătura și dă prin toată casa. Da, deci dacă eu văd un lucru într-un loc, ori mătura, ori aspiratorul pornesc și dau din nou, iar toată zici că-s nebună. Nu că doar în bucătărie. În toată casa. Și Selim a certat de atâtea ori. Chiar și-a plâns drăguța de ea, a zis că prea mă obosesc, prea atrag de mine și într-adevăr. De asta ești așa obosită. Pe chiar sunt obosită. Doamne, câteodată pic. Moartă. 14 manuale. 14 manuale. Uauleu. Să pun și eu un pic de suc. Germană. Ia să vedem. Prezintă-ne materiile. Ok. Avem engleză. Da. Germană. Consiliere și dezvoltare personală. Istorie. Educație plastică. Geografie. Educație socială, educație muzicală, adică muzică, religie cu... nu mai știu. Religie, da, e ortodoxă. Asta e manualul de matematică, este cel mai gros. Informatică și TIC, limba română, biologie și tehnologică. Educație tehnologică și aplicații practice. Asta nu știu dacă am făcut și eu... În generația mea, habar nu am, dar cred că da, din ce văd aici, așa că e vorba despre așa ceva. Eu zic tehnologie. Așa că... Mamă! Da, e carne de porc, de pui, ce era, pește, vită. Deci aici avem vită, pui și porc. Și aici ce voi învăța? Păi, din ce văd, aici vei învăța despre alimente. Uite, depozitarea mărfurilor alimentare. Alimente vrac, adică alimente la kilogram, da? Pește proaspăt, uite, sortimente de carne proaspătă și... Uitați TIC. O să înveți. TIC am, cred că trebuie să iau un caiet de mate. Ești încântată că ai început școala? Da. Exact. Foarte. A fost cineva pe YouTube care a zis că Selena nu este încântată de începerea școlii și de a prezenta produsele pe care le-a cumpărat pentru școală. Aha. Că ar fi fost mult mai încântată dacă ar fi prezentat machiaje și așa mai departe. Nu știu ce i s-a părut acelei persoane, dar Selena a fost mega încântată, este mega încântată, a fost cu mare bucurie să cumpere rechizite și chiar și... Din suflet și-a dorit să facem acel back to school. Deci nu știu, probabil n-a avut starea necesară atunci. Pentru că am fost obosiți. Da, și eu și ea.
Și a mai fost încă un comentariu că ori e back to school, ori vorbim despre animale, că vorbisem despre griuți. Acum nimeni nu e obligat să stea și se uite la noi, pentru că și noi mai ne deviem așa de la subiect câteodată, poate intenționat sau neintenționat, și nu mi se pare ceva minisor, ceva greșit atunci să vorbim și despre alt lucru care e pe lângă acel subiect, de exemplu back to school. Așa că să bea o gură de suc. Hai, noroc! Noroc! Noroc și vouă! Succes la școală! Mai devreme asta și mi-a umblat la lănțișor. Place foarte mult să se joace cu lănțișorul și cu brățările. Mini, te-am lăsat pe întuneric, așa-i? Facem economie, fată, nu? Mi s-a terminat și mașina de spălat. Aici avem rufe deschise la culoare și o să mai am de băgat niște covorașe de la baie și niște haine așa mai sensibile pe care le bag la un timp și la niște grade mai puține pentru a nu le strica. Așa, dar haide să vă arăt mostrele, după care mă duc să întind rufele, bag la spălat. Iar apoi mă duc să gătesc și voi face cartofi chips cu cașcaval, văd ce vrea și Marc. Eu o să mănânc după Selena, mănânc și eu cașcaval, pane și chips, cartofi chips. La pachet a zis că vine să mă ajute, vrea să mă ajute Selena să facem pachetelele amândouă, băițe amândoi și sper să meargă treaba repede, repejor, ca la 9:30 maxim să fim în pat. Aseară ne-am băgat în pat undeva pe la 10, 10 și un pic, dacă nu mă înșel, pentru că a trebuit să stau să se depresurizeze oala, deși am ajutat-o și eu, să pun borșul și să pun pătrunjelul. Ei nu merg în pat fără mine, sunt învățat să mergem împreună și atunci dăm drumul la câini, dăm stingerea și mergem și ne băgăm în pat. Mai ne uităm un pic la televizor cu becul închis, după care eu dau stingerea. Câteodată îi anunț, câteodată nu îi anunț, dar în mare parte îi anunț și le zic, vedeți că în câteva minute dăm stingerea și uneori le convine, uneori nu. Marc s-a trezit foarte greu de dimineață, Selena s-a trezit bine, dar Marc mai lasă-mă încă un pic, așa că vreau neapărat ca la ora 9, nu știu cum o să facem de acum încolo, probabil că o să mai sar peste treabă sau o să încerc să am ziua mai organizată, pentru că după cum am zis, mai am grijă și de doi copilași, merg și iau de la grădiniță, stau cu ei până vine mumica lor și acolo timpul deja este ocupat și nu mai am timp să-mi fac restul treburilor pe acasă. În curând vor începe acele teme de la școală și timp de stat cu copiii mei, așa că trebuie să facem în așa fel încât să sar peste anumite treburi pe care să le rezolv când sunt ei la școală sau nu știu cum să fac, ca să reușim să ne băgăm în pat mai devreme. Deci, nu știu, și la 8:30 dacă ne-am băgat în pat nu ar fi o problemă, pentru că mai stăm un pic pe telefon, mai stăm un pic la televizor, închidem becul și așa ne obosim ochii. Dar noi dacă ne băgăm în pat la un 10, 10 și ceva sau 10 fără, sunt dați în care te simți obosit, dar nu te ia somnul. Eu așa sunt. Când sunt foarte obosită, nu mă ia somnul. Nu reușesc să adorm. Așa că, na, durează. Până stai și te obosești ochii până te ia somnul. Aseară, de exemplu, eu am adormit în jur de ora 12 și m-am trezit astăzi pe la 7:10. Bineînțeles că m-am trezit foarte greu. Nu am apucat să las alarma să sune. M-am trezit, m-am dat jos. A dat jos și Seli că v-a simțit. Și ne-am apucat să ne pregătim. Și când mă gândesc că o să plecăm la școală pe întuneric de curând, mamă, ce nu-mi place să merg la școală pe întuneric. Mi-aduc aminte că și eu în copilărie și în liceu plecam de la 6 și ceva dimineața la școală, pentru că aveam liceul destul de departe. Și mergeam pe întuneric. Și era 6 și ceva, 7 fără. Mi-a stropit ăsta pufăit fix în gură. Mi-am murțit și mâna, așa că la 6 și ceva, 7 fără era întuneric, la 7 și ceva este întuneric, mi se pare că pe la 7:20, 7:30, dacă începe să se lumineze, dar cred că, dacă nu chiar 8 fără, nu știu, în fine, vedem, dar nu-mi place. Nu-mi place iarna, nu-mi place toamna, nu-mi place frigul, nu-mi plac ploile și nu-mi place să plec la școală pe întuneric. Nu știu, îmi dă așa o stare ciudată, cum frate să mergi pe întuneric, munca e muncă, e altceva. La școală, să mergi la școală pe întuneric. Dar și la muncă mergeam pe întuneric, dar tot nasol e, dar parcă la școală să mergi pe întuneric. Dar ne obișnuim. Asta e, ce să facem.
Aici am niște fiole anticădere. Sunt din Italia. Am folosit câteva fiole. N-am văzut un rezultat până acum. Sincer să fiu, nu știu că sunt ok sau nu. Și văd că mai am 5. Trebuie să le consum și pe, și pe acestea. Probabil că părul ne cade indiferent de ceea ce facem atunci când suntem în ghilimele la perioada de năpârlire, exact cum sunt și animalele. Cred că orice am încercat să facem și cu ce am încercat să ne dăm și aici am încercat să luăm pe interior sau pe exterior, nu cred că ne ajută până nu-și face probabil organismul Damblaua. Nu știu, la mine cam așa a funcționat. Am încercat și cu vitamine în trecut pentru căderea părului și nu m-au, nu m-au ajutat. Așa că, nu știu, după cum am zis, cred că până nu, nu trece așa de la sine. Am avut... De mulți ani de zile m-am confruntat cu treaba asta, ori în primăvară, ori în apropierea toamnei, să-mi cadă așa păr mai mult, uneori mai mult, uneori mai puțin. Acum probabil că diferă de la an la an, diferă și cum înaintăm în vârstă, imunitatea probabil că începe să scadă din ce în ce mai tare, în fine. Nu știu că mai am mostre pe aici, că pe aici mai am câteva lucrușoare pe care nu le-am folosit. Acestea sunt ale copiilor. Am vrut să vedem dacă găsim să le luăm capete. Nu le-am aruncat, că sunt bune. Și mai am geluri de două șpile, paste de dinți, bețișoare, cremă de corp, deodorant, măști pentru față. Am aici câteva măști pe care trebuie să le mai... folosesc, că nu am mai folosit de mult timp. N-am mai avut timp așa de mine ca să-mi fac așa o rutină și să mă relaxez și să fac așa timp doar pentru mine. Sunt dăți în care și în duș și intru așa fugitiv, n-am mai avut timp să mă dau cu un scrub sau să... Rar se întâmplă să am așa o rutină să mă dau cu scrub sau cu cremă, să mă cremuiesc după duș. Zilele trecute am făcut-o, dar nu se întâmplă mereu. Aici nu cred că mai am mostre, nu știu. Mai am și alte lucruri pe aici, cum ar fi deodorante, feon, crema de picioare, apă de față de trandafir, ser... de la Elmi Plant. Aici au o cremă de corp. Ce mai avem? Ulei de ricin. Aici am... ce avem aici? Colagen. Marin. Creme de mâini. De la Alverde, cred că e de față. Nu, asta e de mâini. Parcă dacă nu mă înșel. Mai am măști și aici. Deodorant. Alte creme de mâini. Și ce mai avem noi pe acolo? Mai avem alte lucrușoare. Îmi plac foarte mult aceste dulăpioare. Și aici, de fiecare dată când fac curat și oricât aș încerca să le organizez, când bag eu orsele în mână, că doar noi două folosim aici partea asta, băieții au în altă parte, și căutăm, nu știu, o cremă, un deodorant, un ser, facem ravagii. Și aici mai am câteva prosopele de față. Și prosoape mari și prosoape mici. Aceste prosoape mici le-am luat din GISC. Îmi plac foarte, foarte mult și le folosesc doar pentru față. Și atunci când plecăm undeva și chiar și acasă, folosesc un prosopel cam 2-3 zile pentru față, după care îl dau la spălat și îl schimb. Sau... în unele cazuri doar într-o zi, că dacă mă machiez, oricât aș încerca eu să-mi curăț tenul cu gel de curățare, înainte de asta să mă dau cu apă micelară sau cu ce mă demachiez eu, în momentul în care te speli și te dai cu gel de curățare și te ștergi pe față, tot se ia fond de ten. Iar atunci dacă prosopul s-a murdărit de fond de ten, pudră ce e acolo, îl dau la spălat, și nu mai merg cu el 2 sau 3 zile. Și chiar vi le recomand, sunt niște prosopele foarte faine, îmi place că absorbe apa foarte, foarte bine. De fiecare dată când am plecat, de când le-am cumpărat, fie că am plecat la țară, la mare, unde am plecat, ne-am luat și am avut câte 2 prosopele de fiecare. Și îmi plac foarte, foarte mult. Iar referitor la acest dulăpior, îmi place foarte mult, avem 3. Ăsta la baie,
unul pe care îl am la în dormitor cu produse de make-up, parfumuri și ce mai am pe acolo. Poate să am timp și acolo să filmez odată să vedeți ce mai, ce mai am. Aici în spate mai am o pudră care miroase foarte, foarte bine, de la fel ce Azura. Asta dacă o găsiți în vreun magazin, vă recomand din tot sufletul. Deci miroase demențial. Îmi place foarte mult pufoșenia aia de burețel. Pe mine mă ajută foarte mult, mai ales vara. Mă ajută să nu transpir. Mă dau cu ea la sub braț, cu acest burețel, după care dau cu deodorant. Și mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Această pudră o puteți folosi și la picioare. Dacă vă transpiră picioarele, să puneți în papuc, să puneți în sanda, în sabot sau... Asta mă refer vara. Puteți să puneți și iarna dacă aveți probleme cu mirosul picioarelor, chiar vă ajută. Și o cutie destul de mare, te ține o grămadă și miroase foarte, foarte bine. Puteți să încercați să o căutați la magazinele italienești și să încercați și acest gel de duș de la Felce Azura, exact așa, să arate cu bebelușul acesta, fetița asta, și să fie așa albastru. Mie îmi place foarte, foarte mult cum miroase, cum este și acest săpun lichid cu Marsilia, nu neapărat de la acest brand, Marsilia să fie. Îmi place foarte, foarte mult cum miroase și mi-aduce aminte de Italia, pentru că acolo l-am descoperit prima oară, din ce mi-aduc aminte. Și, nu știu, îmi place mirosul și la balsamul de rufe, la detergent, la săpun lichid și așa mai departe. Și iar mă iau la vorbă cu voi. Așa, și mai am încă un dulăpior din ăsta, pe care l-am luat recent și îl țin în hol. Și acolo îmi țin clămițele de păr, creme și alte nebunii. Și aici e o debandadă totală, cred. Aici are marked 4 parfumuri. Și în afară de acestea mai are, dar în alt loc, pentru că le-a început doar pe acestea, pe alea noi le ține acolo bine. Și are așa loto verde, loto auriu, îl mai are pe acesta și îl mai are pe acesta pe care l-a luat zilele astea de la tati din dulap, că a zis că îi place că e sticla aurie. Și aici mai avem câteva luciuri de buze să le mai folosim atunci când ieșim așa din casă și nu mai am chef să mă descalz, să mă duc până în cameră să îmi iau de acolo din sertar. Și folosesc de aici un luciu, un gloss, un ruj, nu cred că am. Și aici o grămadă de prinzători, cred că sunt aruncate de Sally, că doar eu nu le pun acolo, le-am pus în cutiuță. Clește și nu știu ce mai avem pe aici. Așa. În fine. Aici în cutia asta ne ținem tot felul de clămițe, cordeluțe, fundițe pentru păr, bentițe elastice. Aici este cutia lui Marc cu ochelari. Și o cheie de rezervă de la mașină. Avem două chei. La mașina asta avem două chei. La cealaltă pe care am avut-o, am avut norocul în ghilimele, ghinionul, de a avea o cheie, iar la Zafira o altă cheie. Asta este a treia mașină pe care o avem noi, mașina noastră, luată de noi, din bănuții noștri, numai noi știm cât tragem pentru ele, pentru casă și pentru tot, cum de altfel cred că fiecare știe sacrificiile pe care le face pentru familie și așa mai departe. Și mă bucur că avem parte de două chei, pentru că la celelalte două mașini am avut ghinion, nu să avem numai câte o cheie. Și dacă vă faceți aminte, luna februarie am pierdut cheia și noroc cu o fată drăguță și noroc cu fratele meu că m-a ajutat și m-a băgat pe un grup pe care eu nu eram. De fapt, el era băgat pe grupul ăla și așa, în fine, am reușit să găsim cheia. Așa că cel mai bine e să aveți două chei la mașină și în cazul în care sunteți ghinioniși la fel ca și noi, să aveți parte de o singură cheie, atunci sfatul meu este să vă faceți o cheie neapărat, pentru că niciodată nu se știe. Stai că nu-i de aici, nu se potrivește. În sertarul acesta mai avem din nou elastice, clămițe, agrafe și toate nebuniile, pentru că am adunat de-a lungul anilor de la Selena
o grămadă de clămițe și o grămadă de lucruri pe care nu a vrut să le poarte. Nu știu dacă așa o fi și pe la voi, la fetițele voastre. Uitați, de exemplu, clămița asta mică, asta roz, o am de când era mititică și mi-am dorit foarte mult o fetiță să-i pot face părul și să o pot îmbrăca așa cum vreau eu, exact ca pe o păpușică. Dar eu am avut așa o fetiță mai băiețel, nu știu cum să vă spun, și nu prea mi-a ieșit ceea ce am vrut eu. Așa că am rămas cu foarte multe clămițe pe care va trebui să le donăm altei fetițe pe care probabil va vrea să le poarte, nu știu, habar nu am. Dar într-o zi când am timp, pentru că nu prea am timp. Aici avem clămițe de genul acesta, perii de păr, clești, cutia cu cerceii mei și ce mai am eu pe aici. Aceștia sunt de pe Shein sau de pe Shein, cum se zice corect. Nu știu, mi se pare ciudat să zici Timu sau să zici Shein, având în vedere că noi suntem în România. Da, pronunți așa corect când zici probabil cu accentul ăla din, nu știu, accentul englezesc. Da, așa, Shein. Shein? Mi se pare ciudat. Sunt învățată să zic Shein și Temu. Exact așa cum se scrie acum, cum se pronunță. Fiecare pronunță cum vine de la el din țară. Nu știu dacă ați auzit cum se zice, de exemplu, la TikTok. Italienii și alte nații zic TikTok. Nu știu dacă ați auzit, ceea ce mi s-a părut foarte comic și foarte amuzant. Să aud pe cineva că zice TikTok. Perea asta care trebuie să o spăl din cauza vopselei, nu este jucoasă, să știți, mi se ia vopseaua de pe păr și de fiecare dată când mă spăl îmi curge foarte mult vopsea, deci brunetul nu mai e ce a fost odată. Aici avem foarte multe periuțe de toate felurile, de toate tipurile, piaptene și așa mai departe, foarfeci de filat, foarfecă normală. Așa că peria asta o să o las cu ocazia asta la baie. O să pun niște șampon sau nu știu ce să pun pe ea și cu o periuță de dinți o iau să o curăț. Să vedem dacă iese, că ultima oară când am spălat-o nu s-a dus din negreala aia, s-a pătat. Bun. Aici mai avem, dacă vă aduceți aminte, eu am avut în colțul ăla unde este pantofarul, am avut dulăpiorul cu produsele pentru unghii, acea noptieră. Și țineam aceste lucruri pe care le vedeți aici, creme de corp, deodorant pentru picioare, ulei de păr, spray de corp, protecție termică și așa mai departe. Toate astea sunt aici, șampon uscat. Iar în partea asta, la altă, la fel, avem tot deodorant pentru picioare, spray pentru păr, spray de corp. Spray-urile acestea de la Victoria's Secret mi se par demențiale, cel puțin ăsta este preferatul meu, se și vede. Și eu v-am mai spus despre ele, le am de câteva luni de zile și mă dau în fiecare zi cu ele pe păr și pe tot corpul. Astea mi se par mult mai practice decât o cremă, chiar dacă acestea nu hidratează corpul. Sunteți în care mai folosesc și cremă. Crema asta de la Victoria's Secret am folosit-o chiar destul de mult. Cred că mai are undeva până pe aici, ceva de genul, și asta miroase foarte, foarte bine. Le ador. Combinația asta, să te dai cu ăsta și după aceea să te dai cu ăsta peste. Doamne, cât de mult ține, persistă atât de mult. Așa că... Oleu, ce era să mă răstorn. Vi le recomand din tot sufletul. Eu aștept să le bage din nou la ofertă și atunci când le va băga la ofertă vreau să-mi iau, nu știu, vreo 3, vreo 5 bucăți pentru că sunt super faine. Îl mai am și pe acesta care este până aici. Și pe acesta l-am folosit. Nu pot să zic că l-am folosit zilnic pentru că acesta este preferatul meu. Îmi place mult, mai mult. Și am un plan să-mi iau 2 la fel pentru că miros fain. Și... mai am încă unul și încă o cremă pe care le-am primit de la fratele și de la fratele meu și de la Betty de ziua mea. Acelea sunt noi, nu le-am folosit, le-am puse bine. Pe viitor nu știu dacă voi mai cumpăra, poate voi mai achiziționa o cremă, o loțiune de corp, dar nu prea folosesc. Am foarte multe loțiuni de corp noi, nu le-am folosit și chiar n-are sens să-mi cumpăr, așa că prefer să iau... genul acesta de spray pentru corp, mult mai practic, mai ușor, îmi place să mă dau și pe păr și miroase atât de bine, deci
Sunt toți în care îmi prind părul coc, împletit sau cum îl prind. Și când l-am desprins, miroase în jurul meu. Sau dacă bate vântul. Sau pur și simplu când îmi bag așa nasul în păr, miroase demențial. Mai am și alte chestii pentru păr, cum ar fi acesta. Nu știu, alte lucruri cu care m-am mai dat pe păr. Uite, de exemplu, această loțiune de la Jaya, dacă zic bine, nu am folosit-o niciodată. Este nouă. Mi-a fost teamă. Teamă mare. Această spumă, tot autobronzantă, la fel, n-am folosit-o pentru că mi-a fost teamă. Asta e cremă autobronzantă. Aici am acest spray pe care l-am primit de la draga mea, Georgiana, și l-am folosit și pe acesta destul de des, doar că se consumă destul de puțin. Și cu ăsta m-am dat și pe corp și pe păr. Și, da, uite-vă că aici s-a mai rupt și câte una alta, câte un capac. Nu știu de unde sunt. Cred că de la asta. Stai, un capac e de aici, cu siguranță. Așa, și aici ce mai avem? Mai avem un căpăcel. Asta cred că e de aici. Ce faci, Marc? Bine? Îmi faci bine? Trebuie să vedem dacă reușesc să-l pun. Eu am păstrat ăsta. Uite că am pulverizat cu el acolo. Măi. Dar nu știu dacă o să fac ceva. De obicei mai găsesc, mai bag soluții. Mai bag soluție chifra cu apă. Mai bag, nu știu, spirit. Sau găsesc eu ce să fac cu el, doar că trebuie spălat bine ca să iau sclipiciu. Și pe ăsta l-am folosit destul de des. Și uitați, are până aici. S-a consumat destul de greu. Și chiar l-am folosit destul de des. Șampon uscat o să evit să folosesc cât de mult pot. Doar dacă sunt într-o situație foarte, nu știu, urgentă și să arate părul meu urât. Dar nu vreau să mai apelez la genul acesta de șampoane, pentru că tind să cred că eu de la ele fac acele cojițe albe în cap. Nu le pot numi mătreață. Din ce am înțeles eu, nu aș avea mătreață. Am scalpul foarte îmbibat cu tot felul de soluții. Știți că șampoanele conțin foarte mult silicon și foarte multe produse pe care le cumpărăm conțin foarte multe substanțe care nouă ne fac rău. Și am foarte multe șampoane și măști în baie pe care le folosesc și probabil că o să încerc să le mai schimb, să le mai răresc și să iau, nu știu, niște produse profesionale. Și cred că scalpul meu este îmbibat cu tot felul de șampoane din astea uscate pe care le-am folosit, de la Balea, de la Sien, cele de la, cum se numesc alea, Batiste, pentru că am folosit în trecut foarte mult șampon uscat. Bine, nu foloseam decât tot așa la ocazii în care mă grăbeam și n-aveam timp să-mi spăl părul, dar erau dăți în care foloseam de 2 ori pe săptămână sau, nu știu, la ceva timp și tind să cred că de acolo mi se întâmplă chestia asta sau nu, nici nu știu oricum ce să mai cred, pentru că dacă stau bine și mă gândesc acum, eu am avut probleme cu acele cojițe sau cu ce am avut eu. Asta de la ce mai e? De la ulei. Am avut și înainte de a folosi șampoane din astea uscate, că am probleme cam din copilărie cu mătreață, cojițe, ce o fi. Acum nu știu, nici nu știi pe ce să mai dai vina, nici nu știi ce să mai încerci, am încercat tot felul de lucruri și scumpe și ieftine și din farmacie și nu m-au ajutat ori pe moment, ori nu m-a ajutat deloc. Așa că, și aici o cremă de picioare, nici nu știu cum să le mai pun, trebuie să-mi fac și aici puțină curățenie. Și am și aceste spray-uri pe care le-am primit de la mami din Italia cu foarte mulți clipici. Pulverizatoarele lor nu sunt bune și trebuie să le înlocuiesc. Ăsta miroase a pepene. Nu are nici mirosul ăla wow, ca să te dea pe spate, să zici că-ți vine să-l mănânci, cum ar fi altele. Dar sunt ok, mai ales așa dacă vrei să ai un sclipici așa pe corp în perioada verii. Doar că trebuie să le înlocuiesc capacele. Am 3. Am cu pepene, cu mango. Și mai am încă unul cu cocos. Bine, pe acesta l-am înlocuit, l-am băgat în acesta. Pe acesta, dacă îl găsiți la Primark, vi-l recomand din tot sufletul. L-am folosit și pe păr și pe corp și mirosea foarte fain. La mine s-a terminat, doar că am băgat
acesta cu cocos. Perioada asta nu prea o să le mai folosesc pe acestea, pentru că cu sclipici nu mă dau în sezonul rece în niciun caz. Cu spray-uri din astea de corp, da. Ăsta miroase a bere. Nu știu, mi-a dat impresia că miroase atât de fain la început. Și asta mă refer doar la acesta. Parfumul acesta pentru corp, că am și deodorantul, dar deodorantul miroase foarte, foarte frumos, deci miroase atât de bine, chiar vi-l recomand. Aici mai am ceva șampon, dar nu știu cum să-l mai folosesc, după cum am zis, că și la mine sunt dăți în care zic ceva și după aia dintr-o dată mă răzgândesc, așa mi se pune pata, dar de ce să nu folosesc, dar de ce să nu încerc. Și aici am această pudră pentru volum de la Balea. Am luat-o de ceva timp, am folosit-o cred că doar de 2 ori, dar mie îmi dă impresia că și îmbâxește părul și îl încurcă foarte tare. Îmi dă impresia că ar fi ceva așa păr sârmos la rădăcină. Și aici mai am acest ulei de la Johnson Baby care miroase foarte bine și mi-aduc aminte că îl foloseam eu pe la 15-16 ani, mă dădeam și îi luceam toată și mergeam să mă bronzez cu fetele pe câmp la noi în cartier. Acolo unde locuiește mami, câmpul ăla era gol, acum e plin, s-a ridicat o grămadă de blocuri și mergeam și ne bronzam și după aia plecam la un suc, la unde ieșeam și ne dădeam cu ulei din ăsta și cu cremă tot din gama asta și miroseam atât de bine și atât de mult ținea. Și acum eu mi-am mai băgat într-o altă sticluță ulei cu sclipici, nici nu știu pe unde e. Sincer să fiu, nu l-am folosit anul acesta deloc. O să văd dacă mai e bun la anul. Aici am avut niște ulei de la Nala cu miros de migdale și de cireșe și mi-a mai rămas puțin și l-am combinat cu uleiul de la Johnson. Are un sclipici foarte frumos. Pe cameră nu știu dacă se vede bine pentru că e destul de întuneric, dar are un sclipici atât de, cum să zic eu, fin. Foarte fin, nu e un sclipici din ăla cum este acesta. Acesta se vede că e un sclipici foarte, foarte mare, așa. Deci la acesta se vede că are sclipiciul foarte mare. Ăsta e un sclipici fin. Acum o să vedem dacă mai e bun, îl mai folosim, dacă nu, nu. Cred că și voi aveți anumite produse pe care nu le-ați folosit în termenul de valabilitate. Cam toată lumea cred că face, cel puțin noi, fetele în special, n-avem cum să reușim să le terminăm pe toate la timp, ne place să ne mai tot cumpărăm alte lucruri. Aici mai am această sticluță, am păstrat-o că poate mai bag, nu știu, gel dezinfectant sau ceva. Asta este o protecție termică, deodorant pentru picioare. Acesta este un șampon tip spumă. Nu pot să zic că nu e bun, m-a ajutat, este bun. Mai am încă unul nou. Sau? Da, cred că mai am unul nou din ce mi-aduc aminte și pe acesta l-am folosit de câteva ori. A fost ediție limitată, nu știu dacă se mai găsește și acum și mi-am mai achiziționat unul pentru că am văzut că a avut rezultate wow atunci când aveam părul nespălat și n-aveam timp să mă spăl, nu că n-aș fi vrut. Deci nu vreau să înțeleagă greșit. Nu ai timp, trebuie să pleci undeva și nu ai timp să speli părul și te dai cu genul acesta sau genul acesta pe păr, ai rezolvat problema, părul miroase bine, arată bine, nu e gras, mai ales fetele care au probleme cu părul, care se îngrașă repede. Sora mea are astfel de problemă și la 2-3 zile, dar 3 zile cred că e mult, asta nici nu știu pe unde să-l mai pun, trebuie să își spele părul pentru că arată foarte urât, foarte gras, așa, a păr nespălat. Deși părul ei se face așa că se îngrașă, nu că are, nu știu, nu se spală. Doar că nu vrea să apeleze la șampoane. I-am zis, încearcă să ții șampoane uscate și măcar așa, nu știu, previi să mai speli părul, că nici nu e sănătos nici să speli părul atât de des, atât că e foarte des, să-l speli la o zi, două, chiar și trei. Iar aici avem un gel cu extract de untul pământului, rozmarin, camfor și mentol. Atunci când avem dureri de spate, de mijloc, eu cu Bogdan în special avem probleme, eu cu mijlocul, iar el are probleme cu mușchiul de mai sus, ne dăm cu acest gel și parcă ne pleacă așa durerea, parcă nu ia cineva cu mâna. Așa că eu îi fac lui, el îmi face mie și sunt dăți în care draga de Seli ne face și ea. Chiar și la tălpi. Sunt dăți în care îmi simt tălpile foarte
inflamate, foarte umflate, simt așa o zvâcneală în ele și îmi fac masaj cu acest gel. Îl găsiți în orice farmacie și nu neapărat trebuie să fie untul pământului, poate să fie și puterea ursului sau ce e, doar să puneți într-un strat foarte mic ca să nu vă ardă pielea. Asta nu arde atât de tare, dar puterea ursului știu că arde rău de tot. Asta a costat 15 lei și chiar ajută. E ceva natural, nu vă încărcați cu medicamente și pe noi ne ajută și la picioare și la spate. Chiar foarte, foarte fain. Să revenim să mergem la mostre, că avem destule. Avem de întins rufe, avem de băgat la spălat. Și este 8:20. Iar eu m-am întins cu voi de la 8:20. Tu stau aici. Bine, ce de la 8:20? De la 7:15. Doamne, eu de la 7:15 vorbesc cu voi. Vă dați seama, am vorbit o grămadă. Iar aici am vaselină în ambele. În acesta mi-am pus, în acesta cu capacul mov, am un parfum de la Opulent, cel alb, dacă nu mă înșel, nu mai știu cum se numește. Iar în asta, stai că îmi sună telefonul. Îmi suna telefonul și nu știam dacă se mai aude, că am mai pățit în trecut să-mi sune telefonul și să mi se taie vocea. Iar în acesta am vaselină cu parfumul meu preferat de la Escada. Și mă dau cu ele la încheietură. Și vreau să vă zic că miroase foarte fain. Deci dacă vreți să încercați să vă puneți vaselină și peste vaselină parfum, apoi amestecați cu o scobitoare cu ceva și miroase foarte, foarte, foarte mult, foarte mult timp. Da, miroase mult timp. Foarte mult timp, mult timp miroase. Stai că astea trebuie să le pun la locul lor, mi-au amorțit picioarele. Și să mă duc repede să-mi fac treaba, treaba, treaba. Ce haideți să vă arăt mostrele. Așa, aici avem o cremă cu pepene, watermelon și miroase foarte bine. Este o cremă full size, crema de față, stai să vedem, cremă de față hidratantă cu efect antirid, cu pepene roșu și triplu acid hialuronic și miroase foarte, foarte fain. Nu m-am dat încă cu ea. Am desfăcut-o să o miros, pentru că eu iubesc tot ce e cu pepene galben, pepene roșu, kiwi și câteva lucruri. Mamă, cum miroase! Deci îți vine să o mănânci! Îți vine să o mănânci și îți mulțumesc din suflet, draga mea, că te gândi să-mi dai mie toate aceste lucruri. Ea știe că eu folosesc genul acesta. Ea nu folosește și a zis că n-are sens să le păstreze, să le țină pentru ea. I-a mai dat și surorii câteva lucruri, dar la fel. Și cealaltă cumnata mea nu folosește. Ele sunt surorile lui Bogdan. Mai am acolo crema asta de la farmacie, preparată în farmacie și vreau să o termin. Mai am această cremă cu SPF de la L'Oreal. Pe asta o folosesc dimineața cu SPF 50. Sincer să fiu, eu nu văd o diferență între cremele astea, că e de la L'Oreal sau că e de la Revox sau așa mai departe. Mi se pare că toate fac aceeași chestie și asta mă refer la cele cu SPF 50. Toate mi se par așa grase și pe aceasta o folosesc iar înainte de culcare, mă demachez, îmi fac rutina, îmi dau cu serul ăsta de la Elmiplant sau cu celălalt. Cremă, spăla pe dinți, îmi curăț dinții cu ață dentară și cam asta este rutina mea. Nu este o rutină foarte încărcată. Aici mai am untul ăsta și crema asta pe care le folosesc așa din an în pași, că nu-mi place să mă dau cu cremă. Nu-mi place să simt eu, nu știu, senzația aia de... senzația grasă, deși la crema asta de cu trandafir nu se simte senzație grasă, la astea două cam da, și mai ales să mai iau haine lungi sau pijamale lungi pe mine, nu suport, nu-mi place. Cea de la Victoria's Secret nu se simte absolut deloc, te-ai dat cu crema aia, intră repede în piele și nu e grasă. Și ăsta miroase foarte fain, că v-am arătat acel parfum pentru corp, care e tot din aceeași gamă. Ăla miroase a bere, dar ăsta miroase super fain și chiar vi-l recomand. Mai am foarte puțin și trebuie să merg să-mi achiziționez vreo două. Și preferatele mele sunt acestea. Ăstea îmi plac cel mai mult, le ador. Eu cu ăstea mă dau și pe păr, și pe corp, și sub braț, peste tot. Doar că pe păr nu mă dau la rădăcină, ca să nu se înțeleagă greșit, să se înțeleagă că eu ca și cum fac mătreață de la ăla. Nu, pe lungime așa părului. Aici am mai primit o apă micelară de la Bioderma.
Și am fost foarte încântată când am văzut-o. Are 250 de mililitri. Apă de la Bioderma nu cred că am mai avut până acum. Sau este posibil să fie avut o mostră micuță la vreo 30 de mililitri, dacă nu mă înșel. Dar nu știu sigur. Aici am mai primit două iluminatoare de la Neutrogena. Sunt în varianta mare. Așa, să le băgăm aici în punguță, le ținem așa pe toate într-un loc sau nu știu, ori mi le bag înapoi în sertar. Aici mai avem o cremă, loțiune pentru uscarea coșurilor cu acid salicilic. Eu nu am problemă cu coșurile, dar în perioada menstruației mi-apar din când în când, așa că pot să mă dau cu această loțiune pe acele coșuri care apar. Așa, și trebuie să vedem că nu știu cu ce să încep. Hai să începem cu acestea. Acestea am mai avut încă două, în afară de tot ce vedeți aici. Le-am testat, îmi plac foarte, foarte mult. E genul de cremă care are și, nu știu, puțină grăsime așa înăuntru și mai ales înainte de culcare îmi place să mă dau cu cremă de genul acesta pe față. Simt că îmi hidratează tenul pentru că eu am tenul uscat. Și genul acesta de creme pe mine mă ajută, așa că aici am punguța asta, am două, le băgăm aici și am mai avut două. Pe una am luat-o când am fost cu Bogdi în Italia și tare bine mi-a picat să am genul acesta de mostre. Așa, aici avem ceva gel de duș, dacă nu mă înșel. Da, două geluri de duș de la Aderma. Așa, aici ce avem? Gel de curățare. Am mai multe. Două. Cred că toate sunt geluri de curățare, dacă nu mă înșel, de la Aven. Da. Și ăsta. Și ăstea, da. Toate sunt geluri de curățare pentru față și pentru corp. Așa, le punem și pe astea aici. O să le țin pe toate în această punguță de cadou. Așa mi le-a dat pe ultimele produse. Aici avem din nou două creme, tot de la Aven. Stai, sunt la fel? Stai să nu vorbesc prostii. Da, sunt la fel. Cremă hidratantă. De la Nux, dacă pronunț bine, am niște uleiuri de păr. De fapt, de față, păr și corp, văd că zice aici. Eu nu știu unde sunt, hai să răsturnăm. Așa, cred că două sau trei, nu mai multe. Astea am auzit că sunt foarte bune. De la Cloran avem șampon. Două, dacă nu mă înșel. De la această firmă, nu știu cum se pronunță, n-am mai auzit de ea, tot șampon, două avem, încă un ulei de la Nux. Așa, de la Derma ce avem? Cremă reparatoare, avem 3, 4, de la Aven avem ceva apă cu gel sau gel hidratant, gel cremă hidratant. Așa, avem mai multe din ce văd, așa, încă una, aici avem ceva, tot așa, o cremă reparatoare și aici avem SPF 50 de la Aven, asta e bun, chiar mi-a picat bine, încă o cremă gel de la Aven. Și acestea. Și așa în curând mi se termină crema aceea de la L'Oreal cu SPF 50. Bine, în curând, nu știu, probabil mai ține vreo săptămână, două. Așa că sunt binevenite aceste mostre. Eu le folosesc. Îmi plac, mă bucur. Chiar vă ziceam într-un vlog zile trecute că eu mă bucur de tot ce primesc. Nu contează că e scump, că e ieftin, că e lingură, furculiță sau ce e. Eu mă bucur. Sunt genul de persoană care se bucură din orice și nu aspiră la foarte mult. Așa că nici nu știu pe unde să le pun. O să le duc în cameră și în zilele viitoare când o să-mi fac timp, o să vă filmez probabil și dulăpiorul celălalt. Dar acum eu trebuia să întind rufe. Stai să vedem, să beau o gură de suc.
După aia mă duc să bag la spălat prima oară, mai am gurița asta. Bag la spălat, întind și vin repede la bucătărie. Că uitați cât e ceasul. Și eu am zis că la 9 și vreau să fiu în pat. Și mai am de gătit, mai am de întins rufe, de băgat la spălat, de întins din nou, de făcut pachetelul și baie. Uh-huh. Și rutina de seară și schimbat și da, da, da. Pe mine când mă apucă vorba, mă apucă. Câteodată când am chef de vorbă, nu mă mai oprești. La mine nu prea se întâmplă așa să-mi ții gura închisă. Sunt genul ăla care trâncănești toată ziua, câteodată vorbești și singură prin casă. Nu-i probleme. Așa că hai să scoatem repede rufele. Le băgăm pe celelalte la spălat. Acolo va fi timp scurt și nu va trebui să stau mult. Iar de acum, după ce o să vorbesc cu voi, o să mă mișc ca un titirez. Și în adâncul sufletului meu, eu mă bucur că mi-am dat cu aspiratorul. Wow, stai ca să te filmez. Că mi-am dat cu mopul, că mi-am făcut cura la baie, că rămâne coșul liber. Și cred că asta e bucuria cea mai mare a oricărei femei, a oricărei mămici, când reușește să facă tot ceea ce își propune. Vrei să te filmezi cu cămașă? Da. Bine, hai că revin. Revin imediat. Foarte frumos, Eli, bravo! Ce frumos îți stă! Trebuie să călcăm cămășuța imediat. Deci încă o treabă de pus în practică pentru seara asta. Cartofii imediat sunt gata. Selena m-a ajutat și a pregătit pachetelele pentru amândoi. Am pus și apă. Acum prăjim cartofiorii. Mă ocup repede și de cașcavalul paneu, la 1-2 se face. Am spălat și niște struguri să mănânc după masă. Trebuie să-i dau și lui Marc vitamina C pentru că astăzi am uitat și o să-i o dau acum. Normal eu dau mai de dimineață, dar am avut așa o zi mai agitată. Cartofiorii o să-i mai las puțin ca să-i fac așa mai crocanți. Eu zic că stăm bine. M-am schimbat, mi-am făcut rutina de seară, am călcat cămașa lui Marc, cămașa Selenei, pachetele deja sunt făcute, păpăm, băgăm vasele în mașina de spălat, mai am de întins niște covorașe, rufele le-am întins și pe ele repede, repede. Jor, copiii deja au făcut baie. Când facem treaba așa în echipă, treaba merge strună, așa-i, Mini? Ia să scot niște apă minerală, că mie sete de nu mai pot. Așa că aici avem pachetul Selenei. Ea și-a pus mai multe lucrușoare, că na, stă mai multe ore. Mâine are 6 ore. Actimel, pachetul lui Marc, 2 sandvișuri, 2 prune și Actimel. Iar Selena și-a mai pus și niște ciocolățică din asta. La ea este altceva, e mult mai mare, o diferență mare între ei. Cașcavalul este gata de pus la prăjit. Aici am bătut un ou cu puțină sare. În această farfurie am pus pesmet, acesta este cel mai fain pesmet, îmi place foarte, foarte mult. Îl găsiți în Penny de la Hanu Boieresc și costă cam 5 lei și ceva, dar este cel mai bun dintre toate pe care le-am încercat. Și am amestecat pesmet cu puțină făină, am dat cașcavalul prin ou, apoi prin această compoziție, ou, această compoziție și aici este gata, de pus la prăjit. Am lăsat focul așa mic. Marc nu mănâncă cașcaval pane, le face doar pentru mine și pentru Sally. Marc a mâncat cartofiori prăjiți, nici nu i-a mâncat pe toți. Bine, el a mai tot mâncat fructe, covrigi, pufarine, a mai ronțăit. Aici am câteva vase pe care trebuie să le împart. Unele dintre ele vor merge la mașina de spălat. De exemplu, acest coșuleț pentru fructe nu îl spăl la mână. Mi-am făcut o listă, am de cumpărat pesmet, am în plan să fac zilele acestea găluște cu prune, nu voi face multe, voi face o cantitate destul de micuță. Așa, mi-am trecut pe listă pesmet, pâine, castraveți, cartofi și lapte. Deocamdată doar atât am trecut pe listă, sinceră să fiu, nu mi-aduc aminte dacă mai am nevoie încă ceva. De obicei, cașcavalul vă recomand să-l faceți cât mai gros, pentru că eu am două bucăți pe care le-am făcut mai subțiri, după aia mi-am dat seama. Dacă este făcut mai gros, se prăjește mai bine și nu se
nu se împrăștie cum am pățit cu aceste două bucățele. Se și vede diferența. Astea trei sunt mai groase, astea două subțiri deja mi s-au împrăștiat. O să mai las foarte puțin să facă și pe partea asta alaltă. Punem să păpăm și noi. Strâng repede aici și suști în pat. Așa că o să pregătesc farfurioara asta. Să pun două prosoape de hârtie. Scot cașcavalul pe ele ca să absorbă uleiul, pentru că de obicei cașcavalul, cartofii, crochetele din cașcaval, din mozzarella, gogoș și așa mai departe, de obicei absorbe mult, mult ulei. Cred că o să-l iau. Stai să vedem că am și oprit focul înainte să mă asigur că s-a făcut și pe partea cealaltă, dar o să dau încă o dată focul pornit așa la maxim ca să-mi facă crusta aia pe care mi-o doresc și pe aia le iau. Astea două bucăți s-au cam prăștiat, dar asta este. Așa că, dragilor, eu v-am făcut cu mare drag, vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți, vă doresc o săptămână minunată, ușoară în continuare și succes la școală! Pupici!